Cum va fi ziua de astăzi pentru fiecare zodie, ne spune chiar acum Camelia Pătrășcan. Bun găsit! Aspectele sunt frumoase, ziua este însorită, măcar la noi în suflet. Luna este însăgerător, semn că avem chef de deplasări. Nu ieșim din oraș, dar măcar într-un loc în care n-am mai fost putem pleca. Pentru berbeci, da, într-adevăr, aspecte de călătorie sau măcar contactul cu o persoană care este la mare distanță și o aduceți aproape, măcar printr-o conversație sufletească. Pentru tauri, cheful de călătorie poate avea legătură și cu bani. Vă faceți calcule, merită sau nu merită, cât dau pe benzină sau ce urmează să se întâmple acolo unde ajung. Pentru gemeni, o întâlnire spectaculoasă astăzi care poate să vă scoată din casă și să vă ducă în locuri neobișnuite, multe discuții filozofice și intelectuale. Pentru raci, s-ar putea să fie nevoit să facă un drum pentru a ajuta pe cineva, pentru a descurca pe cineva sau a aduce un an undeva, în tot cazul lucruri administrative. Lei, chef de joacă, chef de distracție și de flirt. O zi foarte frumoasă, așa că n-ar trebui să stea singur, ci să o petreacă alături de prieteni. Pentru fecioare, își încarcă bateriile cu mare drag acasă. Ei călătoresc cu mintea sau intră pe internet sau vine un musafir în casă, dar atmosfera e frumoasă. Balanțele, și ele au chef de distracție la drum sau măcar undeva în oraș, dar în locuri foarte speciale pe unde n-au mai fost, foarte multe discuții foarte plăcute. Pentru scorpion, este vorba astăzi de ceva cheltuială, dar cu drag, foarte mult drag pentru partenerul de viață, un mic cadou pe care îl fac scorpioni. Pentru săgetători, bani astăzi, mai cu zgârcenie în a doua jumătate a zilei, distracția este mai economică, așa încât mai mult discuții intelectuale. Pentru capricorni, le mai vine inima la loc, își mai revin în a doua jumătate a zilei, au fost cam melancolici în zilele trecute, așa încât tonus foarte bun spre seară, pe care îl pot consuma cu prietenii. Pentru vărsători, și la ei distracție, mai ales dimineață, cât este soare, după care se retrag și poate că au nevoie să reflecteze la o problemă. Se recomandă o seară liniștită. Pentru pești, au multe lucruri de rezolvat. Astăzi sunt destul de agitați, însă le-ar prinde bine să vorbească cu un prieten cu experiență de viață în problema care îi frământă, pentru că primesc un sfat absolut grozav sau o veste. Așa încât o zi bună, iată, după o săptămână agitată, vă doresc numai bine, ne vedem și mâine!